Pentru început, aflăm că va fi din nou haos în centrul capitalei. Traficul în zona Pieței Unirii va fi restricționat după ce terenul s-a tasat. Măsura va fi în vigoare până când experții vor evalua și vor remedia problemele apărute. Stăm de vorbă chiar cu jurnalistul care a sesizat prima dată aceste probleme, Ștefan Edveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Bună ziua, Ștefan! Rămâna, bună ziua! Spune-ne mai multe despre această situație. Am constatat acest lucru ieri dimineață, după ce am trecut prin zona respectivă, zona Unirii. O să descriem exact unde se află această problemă majoră. Și un alt coleg de-al nostru, tot prin acea zonă, după ce a trecut și a traversat acel punct din șosea, a sunat la 112 și a sesizat faptul, doamnă, că în zona Unirii, pe acea zonă de mers, de drum, dinspre Hanul lui Manuc, când facem stânga spre Patriarhie, în dreptul râului Dâmbovița, pe două din cele trei benzi de mers, practic s-a creat o denivelare pe două benzi de sens. Acel coleg al nostru a sunat la 112 și doamna de la 112, el a sesizat această problemă apărută în asfalt, și doamna de la 112 i-a recomandat să-și continue drumul și că și-a punctat faptul că va trimite un echipaj în zonă. Noi am trecut din nou pe acolo azi dimineață, am sesizat faptul că se întâmplă lucruri, că drumul, practic, planșeul de beton a fost, s-a produs ceva acolo, să explicăm în câteva secunde, și am sesizat primăria. Am sunat la primăria capitalei, am sunat și la primăria sector 4, pentru că, să știți că Piața Unirii, toată zona și pasajul, este administrarea primăriei sector 4. Practic, administrația drumurilor, străzilor și a drumurilor din capitală a predat gestionarea și tot ce înseamnă administrarea kilometrului zero a Bucureștiului către primăria sector 4. Încă începând de anul trecut, primăria sector 4 a început o expertiză tehnică legată de tot ce înseamnă această zonă, pentru că știți că râul Dâmbovița intră în subteran când este în zona Piața Unirii și apoi în partea cealaltă spre Tineretului se continuă cursul apei. Mai exact, oamenii trebuie să știe următorul lucru. Sub asfalt este o placă de beton care ar trebui schimbată, care ar trebui, fiind din anii 50-60, dacă nu mă înșel, este acea lucrare, ar trebui să se execute lucrări de modernizare a acelei zone. Noi am sesizat faptul că sub asfalt placa de beton s-a mișcat și este o denivelare pe cele două benzi de sens de aproximativ 6-7 până 10 centimetri. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Ștefan Edveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre.